Cătălina, am auzit-o aseară că este dezamăgită de faptul că nu a primit scrisoare, a primit doar flori de la familie și o prietenă de-a ei. Se gândea că e imposibil să nu-i trimită câteva rânduri, spera ca scrisoarea să se fi rătăcit și totuși să o primească mai târziu. Din câte am înțeles, acum dimineață era tot cu gândul la scrisoare și asta mă face să înțeleg că nu s-a rătăcit scrisoarea și nu a primit nimic. În baie îi spunea Denisei că are o stare foarte proastă. Denisa o sfătuia să meargă afară să fumeze o țigară să se mai calmeze. Mă rog, ea îi spunea că nu reușește și mă gândesc că e îngrijorată tocmai pentru faptul că ține cont de părerea surorii ei și vrea să știe ce crede despre Vlad. Poate de aceea nici nu acceptă un pas următor în relația cu Vlad, cu toate că pe acesta l-am văzut că a încercat de câteva ori să-i dea un pupic. Îmi pare rău pentru ea că este așa tensionată, poate îi va scrie familia și îi va spune câteva rânduri. Denisa îi spunea aici că e de la mansardă toată starea asta proastă, că se gândește acolo și din cauza aceasta. Pe Sabrina o auzeam că era întrebată de mame dacă a fost veselă când a citit scrisoarea și ea spunea că da și totul este în regulă, că nici nu s-ar fi așteptat să fie altfel. Mă bucur pentru ea și pentru faptul că familia este de acord cu relația ei. Au tot timpul să se cunoască.